Chiar dacă sunt mici, au și ei o lume a lor. Au emoții, preocupări, se joacă, dar și învață. Leagă prietenii și creează amintiri. Vorbim despre copiii de la grupa mare de la grădinița cu program normal numărul 2 din Reghin, care, sub genericul La revedere, grădiniță, le-au pregătit părinților o serbare emoționantă. De altfel, despărțirea a însemnat o ultimă lecție de igienă. Cine sunt eu, trebuie să știți, nu-i mare lucru să ziceți. Sunt chiar mai mic decât un bob și spun cu toții micro! Și unde stau? Mare scofală, la tot cei ce nu se spală. Duc degetul la nas, la gură, mai mănâncă o prăjitură. Ce sentimente trezesc aceste sărbări pentru dumneavoastră ca bunică? Sentimente foarte frumoase, de bucurie, că am ajuns să-i vedem, că sunt frumoși, sănătoși. Sunt importanți anii de grădiniță? Foarte importanți, foarte mult contează în educația unui copil. Ne aduce aminte de copiii noștri când erau și mai mici, primesc o educație bună, exact cum se spune ca și acasă, cei 7 ani de acasă în care intră și grădinița. Aceste serbări de sfârșit de an, cum vi se par dumneavoastră? Vă reamintesc de când erați dumneavoastră copil? Sunt minunate pentru că așa de repede trec ani și am avut copiii mei și acum sunt nepoții. Și credeți-mă, mă simt un bunic împlinit, credeți-mă. În genă să învățați. Bine știți toți, igiena este mama sănătății. Există vreun